Deci ce alianță e asta? Și Rutte trebuie să-i țină pe toți în mână. Miza NATO este cum va fi modificat NATO de aici înainte. Asta este singura miză care e interesant. De ce este Rutte? Rutte este președintele, secretarul general al NATO. De ce l-au vrut pe Rutte? Pentru că în acest moment cea mai mare bătălie a Statelor Unite este cu China și palierul cel mai complex al acestei bătălii cu China este chestiunea semiconductorilor. China în acest moment, chipurile, chipurile performante. De alea de la telefoane la arme, da. În acest moment sunt patru state în lume care contează. Corea. America, Taiwanul, mai mult sau mai puțin, da. Japonia și Olanda. Da. Olanda are matriță. Taiwanul, da. Dacă scoți unul dintre ele, lucrurile nu mai funcționează. Aceste state sunt strategice pentru ca să oprească China să obțină performanța tehnologică, a să producă chipurile de cea mai înaltă performanță. Teoretic îi trebuie 10 de ani Chinei. Dar China a demonstrat că ceea ce avea nevoie de 10 ani reușește să facă mai repede. Spionaj economic, presiune, etc. De asta Rutte e, Olanda este acum un stat de o importanță strategică pe care n-am mai avut-o niciodată. Și eu cred că Rutte este secretar general al NATO pentru Pacific, nu pentru Federația Rusă. Adică bătălia mare în acest moment este cum să implici NATO în Pacific. Pentru că domnul Stoltenberg a transmis deja mesaje de genul ăsta. Amenințările vin din altă parte. NATO nu are nicio legătură cu Pacificul. E tratatul foarte clar. Dar Stoltenberg a transmis deja mesajul. Domnul Rutte este expresia clară a participării Olandei într-un război care e dincolo de Atlantic și dincolo de Europa. Este războiul cu China și capacității. Dar a fost foarte interesat Rutte în povestea cu Ucraina. Adică nu. I s-a reproșat asta. I s-a reproșat, dar a și dat mult. A dat suficient de mult. Pentru... acolo a fost nevoiță. Eu cred că lumea noastră nu mai este despre... Oricât ar plăcea nouă să credem că... Din păcate, nu e Marea Neagră centrul lumii. Și chestiunea Ucrainei nu va rezolva problema. Chestiunea cu Ucrainei este o notă de subsol în această schimbare de lume, chiar că nu mi se pare dramatică. Dar este o notă de subsol, nu este chestiunea fundamentală. Și eu cred că NATO, dincolo de retorică, așteaptă 5 noiembrie să vadă cine e președinte.